Astăzi e ziua ta. Vin să-ți pot ura cu un buchet de flori în zori, să-ți spun te iubesc. Șoapte o mie, nu mai ție-ți spun, susură diafan. Noi cu această inimă mare vrem să ne alăturăm la sărbătoarea ta frumoasă. Și așa cum tu ești un om cu inimă la fel de mare, cum să lipsim noi de aici, de la tine? Așa că din toată inima primește cele mai calde și sincere felicitări. Tu ești o persoană caldă, blândă, în jurul căruia toți se simt atât de bine și atât de liniștit. Așa că rămâi la fel de plină de viață cum ești și acum și mereu în jurul tău să fie oameni care îți încălzesc sufletul. Dar știi, doare, Anișoara, cine ne-a trimis să-ți facem ziua și mai frumoasă? Cred că din partea soțului și organizatoarea cu soțul meu. Știi gânduri? Da. Pentru că pentru tine avem aici o surpriză dulce și un mesaj dulce. Ia îmi spune-ne și nouă, ce scrie acolo? Pentru scumpa soră și dragă soție. Ai ghicit din prima, bravo! Mai avem o floare pentru frumoasa noastră floare. La mulți ani, Anișoara! Mulțumesc frumos! Pentru tine sunt câteva rândurile de felicitare. Scumpa și draga mea soție, în această zi frumoasă îți doresc din toată inima să ai parte de tot ce este frumos și sfânt pe acest pământ. Aș vrea din tot sufletul să te știu mereu sănătoasă, fericită, o mamă grijulie și o soție devotată. Îngerul păzitor să aibă grijă de tine atât timp cât eu sunt plecat. Te iubesc și te apreciez pentru tot ceea ce faci pentru frumoasa noastră familie. Îți mulțumesc pentru susținerea și dragostea ta, pentru clipele frumoase petrecute împreună. Scumpa mea soție, nu voi găsi cuvintele potrivite ca să-ți spun cât de mult te iubesc. De ziua ta vreau să-ți amintesc că această lume este mai frumoasă și mai bună datorită ție. Ai un caracter minunat, o frumusețe extraordinară. Precum o floare rară, tu îmi încânți mereu ochii. Mulțumesc pentru prințesele noastre adorate și pentru familia care se ține aproape toată pe umerașii tăi. Chiar dacă sunt acum departe, să știi, cu inima și cu gândul, sunt alături de tine. Și să știi că ești cea mai minunată femeie din lume. Cu stimă și respect, soțul Vasea. La mulți ani, Anișoara! Mulțumesc frumos de surpriză plăcută ce mi-a făcut-o. M-am așteptat chiar la noi așa, noi sentimental. Mulțumim din suflet și spunem că l-așteptăm cu drag acasă și dorim răbdare și putere. Sănătate și așteptăm noi fetițele acasă cu răbdare. Îi dorim lusora noastră, lusora mea să fie fericită. Și că tot timpul să fie alături doar de prieteni și oameni dragi. Și tot timpul să fie tânără mereu frumoasă și zâmbitoare și să crească sănătoase fetițele. Și pe Vasea l-așteptăm acasă și mulțumim de surpriza făcută. Sănătate! Sănătate! La mama în brațe cel mai dulce, da? Și cel mai frumos! Bravo! Să ai putere, tărie. Mereu admir femeile astea care rămân acasă. Uite, cu doi copilași ești, unul în brațe, unul de mână și aveți atâta putere și atâta răbdare și atâta tărie ca să țineți toată familia pe umirașii voștri firavi. Datorită vouă, arde foc în familia asta. Da, băieții sunt plecați și la tine tot așa. Băieții sunt plecați, dar toată responsabilitatea rămâne pe voi, mai ales când
prințesele sunt în brațe, care au nevoie de atâta dragoste și tu trebuie să îi îndeplinești, să îi împlinești și dragostea de mamă, dar și dragostea de tată. Ești pentru ei și mamă și tată și prieten și ajutor și încă și mie să mai reușești să mai faci. Câte poate face o femeie? Și încă și așa frumoasă să arate. Mulțumim frumos! La mulți ani ție, Anișoara, tot ce-i mai bun să fie la voi în casă mereu. Cu drag să-l așteptați pe tăticul acasă și bănuiesc că el este foarte răsfățat și pupăcit de 3 fete cochete. La mulți ani, sănătate, bucurie! Și noi ne bucurăm ca cei care organizează surprize le și primesc înapoi. Ce împarți? Aia primești! Vasia, noi cu toate te iubim, toate fetițele tăi. Te iubim și cu drag te așteptăm. La mulți ani. Astăzi e ziua ta.